Ardeza și Măcalandrul. Fierarul avea două fete. Cea mare era foarte frumoasă, dar încrezută, și se numea Prințesa. Pe aceasta tatăl nu o lăsa să facă nimic. Era tratată ca o prințesă. Cea mică era și ea frumoasă, dar nu atât de frumoasă ca sora ei, și se numea Cinteza pentru că îi plăcea foarte mult să cânte. El, în schimb, se ocupa de toate treburile gospodărești. În timp ce lucra, fata cânta și lucrul mergea cu spor. Tatăl era topit după fata cea mare. Spunea la toată lumea că numai un împărat o va putea lua de soție. Pe când pe cea mică o dă și primului venit. Pe Cinteza aceste spuse nu o deranjau. Mergând după apă la izvor, se împrieteni cu un fecior pe nume Măcălandru și în fiecare zi cântau niște cântece minunate împreună. Cinteza și-a găsit deja un soț, îi spunea în bătaie de joc sora ei cea mare. Sora cea mică nu spunea nimic, zâmbea și cânta mai departe. Era adevărat că îi plăcea de tânărul de la izvor și lui îi plăcea de ea. Într-una din zile veni la fierar un tânăr, nimeni altul decât Măcălandrul, care o ceru de soție pe Cinteză. Tatăl încuviță pe loc. Urma prințesa. După câteva zile a apărut la fierar un alt tânăr. Acesta era îmbrăcat în straie țărănești, dar toată lumea îl numea prințul. Tatăl nici o clipă nu se îndoi că tânărul era un prinț deghizat care venise pentru a o lua de nevastă pe fiica lui favorită, prințesa. Dar ce mare le fu surpriza când se dovedi că prințul era un prinț numai cu numele, iar mirele Cinteze era de fapt prințul Măcălandru, verișorul regelui.